Gabriel Liceanu îi spune, referitor la un lucru care are importanță, cutare aspect contează, spune Liceanu. El este esențial. La care Mircea Ivănescu spune, poate. Dar încercați să descoperiți și cealaltă fațetă a esențialului. Ioana Vărbăriță. Mulțumesc că o să mă întorc la carte, s-a vorbit mult despre poezia lui Mircea Ivănescu și mă bucur că sunt studenți de mei în sală. Au avut multe de aflat și de învățat de la cei care au vorbit. Eu mă voi întoarce însă, cum spuneam, la această carte. Portrete în dialog se cheamă colecția în care a apărut. Este al doilea titlu din colecție. Primul a fost, așa cum ați auzit, Toamna de Canei, Antoaneta Ravian, un dialog cu Radu Paraschivescu. Eu sunt o mare cititoare de asemenea cărți. Îmi place enorm ideea ca doi oameni să discute, doi oameni care știu ceva despre viață și despre literatură, să discute între ei. Cred că este însă o diferență notabilă între prima carte și a doua. Și diferența aceasta este umbra care plutește în cartea a doua și care este umbra morții. Deja în momentul în care Gabriel Liceanu a început să vorbească cu Mircea Ivănescu, acesta era întins, aflăm din prefață, în chipul acestei dialoguri în semi-obscuritate, cu prezența morții destul de aproape. Și se spune că înainte de moarte, sau în orice caz înainte de o moarte accidentală, îți retrăiești întreaga viață. Această carte mi se pare o asemenea retrăire a întregii vieți în acea clipă de dinainte de moarte. Sau dacă vă amintiți de splendida proza lui Borges, pe care aș putea să o citesc la infinit, Miracolul secret, în care un scriitor este condamnat la moarte și aflat în fața plutonului de execuție, în momentul în care fumul ultimei țigări fumate încă nu s-a destramat în aer, obține un răgaz de la Dumnezeu să mai trăiască atâta cât să-și încheie opera vieții lui. Și asta durează în mintea lui cam un an. El își scrie opera, își încheie epopeea la care lucra timp de un an de zile pentru timpul lui interior. Dar în fond era o singură clipită și proza se încheie în momentul în care fumul se destramă în aer și omul a murit. Un asemenea miracol secret mi se pare că s-a petrecut cu această carte în care cei doi vorbesc și Mircea Ivănescu a avut timp să-și recapituleze întreaga viață. Și mi-am pus două întrebări în legătură cu ea. Oare eu fac așa? Mi-am pus două întrebări în legătură cu ea. Dacă dialogul a izbutit, sau dacă a fost unul în care fiecare a vorbit pe limba lui, pentru că cred că multă lume, la fel ca mine, s-a mirat de unde până unde Gabriel Liceanu vorbește cu Mircea Ivănescu și m-am întrebat dacă au vorbit aceeași limbă. Iar a doua întrebare, care este legată de prima, dacă la sfârșitul cărții aflăm cine a fost Mircea Ivănescu sau nu aflăm. Ca în romanțe polițiste, dacă aflăm cine a fost criminalul. Dacă ni se dezvăluie Mircea Ivănescu omul. În prima jumătate a cărții mi s-a părut că cei doi, în momentele cheie numai, folosesc altfel cuvintele. Gabriel Liceanu, conform rostului său, Gabriel Liceanu, conform rostului său de intervievator, mizează pe tranzitivitatea cuvântului. Pe acel cuvânt
ca o fereastră prin care vrei să ajungi la sufletul celuilalt. Deci caută cuvântul transparent și caută să smulgă de la celălalt cuvinte transparente ca să ajungă la adevărul ființei lui Mircea Ivănescu în momentele cheie. Mircea Ivănescu în momentele cheie scapă prin cuvântul opac, prin cuvântul vitraliu, prin cuvântul poetului, orice poet folosește cuvinte vitralii. Dar Mircea Ivănescu nu prin metafore face aceste vitralii, cum bine s-a spus aici, ci din potrivă, este printr-un soi de prozastic, o face și prin multe altele. Și până la un punct, instrumentele acestea anumite cuvinte foloseau diferit unuia și altuia. De pe la jumătatea cărții încolo, cei doi au intrat, s-a produs acea hibridizare, parcă Radu sau cine a vorbit de un soi de îndrăgostire, s-a produs hibridizarea și cei doi au învățat să se agațe de cuvintele celuilalt și chiar să le folosească. Sunt nenumărate momente foarte frumoase în carte în care se spune, iar glumiți, iarăși unul din trucurile dumneavoastră, în care Mircea Ivănescu devine transparent, numai că noi nu mai știm ca în povestea cu Petrică și Lucu când el când se ascunde și când este transparent. A doua întrebare era așadar dacă la sfârșitul cărții aflăm cine a fost Mircea Ivănescu. Aici mi s-a părut că într-un fel intervievatorul e în situația lui Ulise când coboară în împărăția Persefonei și a lui Pluton. Deci din nou moartea, e limpede că moartea e cea care încheagă aici totul, pentru că totul pornește de la moarte, de la sinuciderea fratelui și ajunge la moarte, la moartea concretă. Mie mi se pare personajul cel mai important al acestei cărți. Și am recitit ieri cântul 11 din Odiseea, ca să mă amintesc, mă aminteam doar faptul că pe morți nu-i poți îmbrățișa pentru că ei sunt ca niște umbre, dar ei nu-și pierd figurile. Ei rămân persoane, rămân persoana, de fapt, rămân mască, mască sună prost, rămân măști, îi recunoaștem, Ulise îi recunoștea pe eroii troieni, îi recunoștea la chip și la trup și îi păreau oameni întregi și singurul lucru era acesta că în momentul în care voia să-i îmbrățișeze, îmbrățișarea nu se putea produce, ei erau umbre. Masca, persoana, știm, nu e cazul să intrăm acum în detalii, este foarte importantă, în fond, pentru toată cultura occidentală și, până la urmă, ea se lipește de chip. Mie mi se pare că rolurile pe care le-a jucat Mircea Ivănescu au fost atât de puternice pentru el, încât noi nu mai putem să aflăm pe adevăratul Mircea Ivănescu dincolo de ele. Până la urmă, el era masca însăși, sau măștile, pentru că el, de fapt, este o succesiune de măști. În fine, cum spuneam, este o carte tainică, acesta este ultimul punct pe care vreau să-l ating, este o carte tainică în măsură în care cel mai delicat subiect, subiectul de maximă intimitate, mi se pare a fi nu sexul, nu nici măcar divinitatea, ci moartea. Moartea mi se pare că este un subiect de o intimitate maximă când intri pe acest teritoriu, mai ales cu cineva care a avut în familie prezența morții foarte apropiate, este un risc maxim. Și îți trebuie mult curaj sau multă inconștiență uneori ca să o faci. Nu știu cum, dar aici a reușit acest dialog
de maximă delicatețe, de maximă intimitate și, până la urmă, s-au transmis niște lucruri. De fapt, alcoolismul, spune Bertrand Russell, este tot o formă de a te sinucide. Lui Mircea Ivanescu i s-a sinucis fratele când el avea 10-11 ani. Sigur că asta l-a marcat pe toată viața. Sau 12. Și cred că la el alcoolismul a fost exact așa ceva. O încercare de a pune viața în paranteză, de a uita într-o clipă, lăsând la o parte că, într-adevăr, înainte de 89, toți poeții pe care i-am cunoscut și eu erau alcoolici și nu din acest motiv. Dar în cazul lui, cred că alcoolismul era mai adânc, era de mai mare adâncime. Voinghera, spunând, citând o singură propoziție din, sau frază din începutul cărții, peste care se trece ușor, tocmai fiindcă e la începutul cărții. Vinovați pentru cei care se retrag în tăcere, sunt cei care nu știu să întrebe, să descoasă, să provoace mărturisirea. Gabriel Miceanu, cu siguranță, nu este vinovat de așa ceva. Vă mulțumesc!